O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Regia este medicament. Regia este terapie. Regia are valoarea ei care mă pune pe mine în situațiile în care eu le controlez, când vin necontrolate, să pot să le controlez. Eu pot să cunosc viitorul. A7 TV vă așteaptă, A7 TV vă răspunde la întrebări incomode. Așa că ne aflăm la această emisiune și mă bucur pentru întrebările care au apărut în ultima vreme pe mail, pe telefon, pe WhatsApp, pe YouTube, ce socotiți că ar fi interesant să discutăm, ce socotiți că ar fi de folos să discutăm și să punem la punct pentru viața noastră, știți? Suntem într-o familie. Și voi sunteți în familia noastră și noi suntem în familia voastră pentru a pune lucrurile la punct, pentru a fi mai apropiați, pentru a aduce mai multe zâmbete în familiile noastre. Așa cum spuneam, întrebările ne aduc foarte multă rezonanță, ne aduc foarte mult interes, ne aduc foarte multe răspunsuri, pentru că dacă n-ar fi întrebări, n-ar fi răspunsuri. Unde? Întrebări la familia pe sens unic. Așa că vă provoc și cu această ocazie să suportați bucuria de familia pe sens unic. Cred că știți, episodul 40, care ne aduce un lucru destul de interesant, destul de care este valorizat. Și anume, astăzi, ia, să vedeți ce titlu interesant este astăzi. Astăzi descoperim viitorul. E vorba de o vrăjitorie? E vorba de o loterie? E vorba de noroc? E vorba de predicție? Nu. Vom discuta despre viitorul tău. Vom discuta despre viitorul meu. Vom discuta despre viitorul nostru. Vom discuta despre viitorul A7 TV, care ne ajută. Să știți, din ce în ce mai multe persoane îmi zic lucrul acesta. De când am descoperit postul dumneavoastră, numai pe el rămân. Acolo mă încarc cu lucrurile pozitive. Acolo îmi iau hrana ce mă poate face să trăiesc bine, să stau liniștit, fără stres și fără prea multe griji. E interesant, avem de învățat unii de la alții. Să știți că echipa A7 TV este o echipă care s-a născut ca o familie, ca o familie care își dorește împreună, în fiecare rubrică specializată pe socialul și psihologicul și teologicul acestui cadru, să aducem frumosul pentru dumneavoastră. Acest frumos care ne ajută pe noi, ne ajută pe noi ca să putem să fim mai aproape de voi. Ce înseamnă viitorul? Măi, e un lucru foarte interesant, ne interesează viitorul. Ne gândim să-l citim pe Nostradamus. Să știți că este o chestiune foarte interesantă din Biblie. Și aș vrea să deschid, să zic așa, sau să încep cu această carte care prezintă viitorul într-un mod onest, într-un mod destul de elegant și de exact. Știți ce m-a atras pe mine la Biblie? Cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel este o carte profetică, o carte profetică ce are în el prezentarea mai multor profeții, mai multor împărății. Împărății care au avut
rezistența lor în timp, prezisă cu mulți ani în urmă. Am luat creionul, am luat hârtia și m-am dus să fac socoteli. M-am dus să fac, să citesc istoria, să iau datele din Biblie și am văzut ceva. Totul dădea exact. În momentul respectiv, eu sunt un tip matematician, în momentul respectiv am găsit ceva interesant. În Biblie este matematică, în Biblie este viitor. Ce înseamnă viitor? A, bine, ne duci în comunismul în care Ceaușescu ne spunea trebuie să avem 5 analul rezolvat, trebuie să avem planul pe 10 ani. Să știți că orice firmă care este puternică și care are echilibrul, are o planificare pe o zi, are o planificare pe o săptămână, are o planificare pe un an, pe 5 ani, pe 10 ani. Și noi, să știți, aici la televiziune avem orele noastre la care venim, fie că facem înregistrări, fie că suntem în direct împreună cu dumneavoastră și este o planificare pe care noi ne ținem de ea, o avem permanent în rubrica noastră de comunicare. Avem nevoie să știm ce facem astăzi, ce facem mâine. Și ca să știm ce facem mâine, știm cum conlucrăm astăzi. Dar ne întoarcem la familie. Ce înseamnă viitorul? Ce înseamnă viitorul? Ce înseamnă să te loghezi la viitor? Ce înseamnă să știi cum să-ți apropii viitorul? Să știți că la consilierea premaritală, discutăm această problemă. Problemă de planificare. Planificare. În care rezultă în momentul respectiv, măi, am de gând să ne cumpărăm o casă, ce servicii am, unde să locuiesc, ne dorim copii. Toate lucrurile astea, avându-le în vedere, putem să performăm. Putem să performăm astfel încât să alegem niște ținte. Știți că orice mers pe care îl luăm ca evoluție are niște trepte. Treptele pe care le urcăm și într-o familie sunt importante. Treptele de cunoaștere. Vă povesteam cu altă ocazie un element al omului. Exact ca un ghețar. Exact ca un ghețar și priviți aici. Deci ce este deasupra apei, se vede ghețarul, ce este dedesubtul apei, nu se vede ghețarul. Ăsta este omul și aici este partea conștientă, aici este partea inconștientă. În momentul când tu te întâlnești cu un om prima dată, aici vezi și stai o lună, două luni, trei luni de zile împreună cu el. Știi cât cunoști? 3%. 3% cunoști. Păi cu 3%. Și fiți atenți ce se întâmplă de foarte multe ori am întâlnit. Datorită faptului că întotdeauna când încep o consiliere premaritală, încep cu povestea lor de dragoste. Care este povestea lor de dragoste? Nu că sunt eu curios sau interesat de povestea de dragoste, dar punctând încă o dată povestea de dragoste, este ceva interesant pentru ei. Pentru că le indic să-și repete povestea de dragoste. Viața în sistemul ei, hai să spunem 0 la vârsta în care ne cuplăm și aici nu pun niciodată, poate unii sunt căsătoriți de 5 ani, unii de 10 ani, unii de 30 de ani, unii de 60 de ani. Săptămâna asta mi-a zis o fată, merg la tata pentru că împlinește peste 60 de ani de căsătorie. Felicitări și la mulți ani! Și de ce spun 60, 70, 80? Și știți ce? Pun totuși. Pentru că suntem matematicieni. Pun plus infinit. Ceea ce înseamnă plus infinit înseamnă veșnicia. Și ceea ce vreau să spun, noi trăind în prezent,
ne planificăm viitorul astfel încât noi să avem prezent tot timpul. Nu este bine nici să trăim în trecut, nu este bine nici să trăim în viitor. Trăind în trecut, intrăm în depresie, trăind în viitor, mai mult trăim pe obsesional. Noi avem nevoie acum să trăim în prezent. Avem nevoie să avem un prezent bine facilitat, astfel încât noi să ne bucurăm de ceea ce suntem în prezent și să ne bucurăm de prezența noastră. În momentul acesta suntem împreună la 7TV. Hai să ne bucurăm. Pentru ce ne bucurăm? Ca să construiești viitorul, nu faci altceva decât să-ți aranjezi niște vise. Aveți vise? Am discutat și cu altă ocazie despre vise. Să știți că sunt vise cu ochii închiși, la care nu putem veni cu multe amendamente în care ele vin. Datorită poate mâncării, că am mâncat prea târziu seara, sau poate că am fost obosit, sau că am așa o rezonanță a viselor, sau un comportament al viselor. Unele vise mă sperie, altele mă bucură, depinde. Însă, acum la 7TV, eu vorbesc despre visele cu ochii deschiși. Visele care sunt pe timpul zilei, visele pe care eu le organizez. Ce visăm? Bineînțeles că visele noastre întotdeauna pe care le organizăm sunt de natură pozitivă. Ne gândim, dar dacă se întâmplă? Ați văzut că intervine anxietatea în momentul în care tot te gândești. Dacă sunt singur acasă și se întâmplă un cutremur. Dacă sunt singur acasă și se întâmplă să vină hoții peste mine. Dacă sunt singur acasă și... Hai să nu mai vorbim de părți negative. Observați că putem să ne inducem în viitor și parte negativă. Nu spun nu, pentru că trebuie să fim pregătiți. Pentru că știm că trebuie să închidem ușa la intrare, pentru că știm să, în caz de se întâmplă ceva, să știu ce am de făcut. În situația de față, în situația, să zic așa, prezentă, avem nevoie să fim pregătiți, să avem regie și a negativului. Mi-aduc aminte, eram la o nuntă și vine părintele băiatului și părintele fetei vine și știi ce, ni se întâmplă ceva, cum procedăm? S-a terminat băutura, sucurile, apa minerală, nu, sucurile s-au terminat. Aveau un tip de suc. Păi, uitați-vă, era ora 10-11, uitați-vă ce magazin este deschis. Frumos trimiteți pe cineva, îi dați bani sau un card și vă duceți și cumpărați nu știu câte baxuri considerați. Și rezolvați problema. Ah, da. Găsim soluții, avem parte negativă, adică ne punem în regie, să știți că la orice consiliere premaritală discutăm problema de organizare a nunții. Organizarea nunții și hai să vă spun niște lucruri foarte interesante cu ocazia aceasta. Poate aveți copii sau poate sunteți în organizarea nunții. De exemplu, invitațiile la o nuntă au partea lor pozitivă și partea lor negativă. De obicei, o nuntă este bine să fie aranjată cu ceva timp înainte. Cât timp înainte? În funcție de vârstă. Dacă ești la 70 de ani, poți să o pui de pe o lună pe alta. Dar dacă ești la 20 până la 30 de ani, atunci este normal să o pui cu un an de zile înainte. Când ai pus-o cu un an de zile înainte, trebuie să-ți informezi în cercul tău de prieteni și rude, vezi că pe 20 august va fi nunta mea. Oamenii își trec în calendar, își trec în agenda lor și spun pe 20 să fiu atent să nu accept o altă invitație. Lucrurile merg în organizarea nunții, trebuie să punem la cale.
restaurantul. Bineînțeles că înainte de aranjarea anunții trebuie să întreb restaurantul și trebuie să întreb cine îmi oficiază cununia civilă și cununia religioasă. Aranjând toate lucrurile acestea, pot să încep organizarea anunții, care începe cu costumația, cu poate un acont pentru filmare, pentru designul florilor, pentru cei care organizează acolo. Cu 3 luni de zile înainte, trimit invitațiile. Și 4 luni, nu este greșit. Între 2 luni și 4 luni de zile se trimit invitațiile, în care scrii un număr de telefon pentru confirmare. Însă, nu sta liniștit. Și cu 1 lună de zile, înainte de a ajunge, pentru că tu trebuie să contactezi restaurantul cu, să zicem, cu 200 de persoane, contactezi toate persoanele din 280, este posibil unii să spună, îmi pare rău, nu pot să ajung. Bine, și merg mai departe. Deci avem nevoie de organizare. Organizarea familiei are rolul, are rolul ei. Această organizare care în principal, această organizare care are în principal ne formatează nouă o regie. O regie care mă pune pe mine să nu am atac de panică, apropo de lucrul acesta. Atac de panică în care să fiu luat prin surprindere. Știți, apropo de lucrul acesta, știți că am trecut prin multe examene, la facultăți, la doctorate, și regia mea era așa. Îmi învăț, fac tot posibilul să îmi repet toată materia și mai mult decât atât îmi doresc să fiu destul de prezent și destul de capabil să trec examenul. Dar se poate întâmpla să pici. Nu știu, din 10, 100 de examene pe care le-am dat, au fost câteva pe care le-am picat. Nu am intrat în degringoladă, nu am intrat în atac de panică că am picat un examen. De ce? Înformatam o regie dinainte. Hai să vă spun care era regia mea. Mă bucuram în sine că am luat examenul. Ce fac după ce iau examenul? Păi, mă duc, îi spun soției, majoritatea, să zic așa, școlilor le-am făcut după ce m-am căsătorit. Și mi-am formatat și imaginea în care, în caz de nu iau examenul, ce fac, cum fac, plâng, mă apuc, țip, urlu, fac contestații? Stai puțin, nu am luat examenul. Poate ți-a dat. Ne vedem la următoarea sesiune. Vă mulțumesc pentru toată atenția și am mers mai departe. Nu mi-a picat bine, mi-a picat rău, dar e important să avem o regie. Regia viitorului. Regia viitorului are valoarea ei. Noi trebuie să, și atenție, să ne cunoaștem viitorul. Știm un lucru, va fi un deadline al pământului. Să nu vă imaginați că e veșnic acest păcat pe pământ. Va fi un deadline. Va fi un deadline al vieții tale. Posibil să fie prin terminarea istoriei pământului, fie prin moarte. Este posibil lucrul acesta? Și ce regie îmi fac? La ce mă gândesc? Știți la ce mă gândesc acum? Când voi ieși la pensie, nu îmi doresc să ies prea curând la pensie. Mai am încă vreo 100 de ani până să ies la pensie. Dar m-am gândit ce facem, unde vom sta, unde voi sta împreună cu soția mea la pensie, ce vom face. M-am gândit la casa pe care încercăm să o încheiem și acolo să stăm. M-am gândit ce câine să-mi iau. Acum nu am câine, dar îmi cumpăr un câine să am acolo. Da, dar un câine mă leagă. Trebuie să-i dau de mâncare. Și îmi fac toate gândurile acestea. Nu este greșită regia. Nu este greșită. Pentru că atunci când fac pasul să rezolv o problemă, deja sunt pregătit să înțeleg și să accept dacă este pozitiv sau negativ. Să nu apară ca o avalanșă peste mine evenimentul respectiv.
Da, nu m-am gândit la pandemie. Pandemia nu a fost scrisă în viața mea. Și intrând în pandemie, a trebuit să predau cursurile la facultate de acasă. Nu mi-a plăcut deloc, mie îmi place, observați cum procedez și aici, îmi place să scriu, îmi place să fac scheme, îmi place să discutăm, îmi place să se pună întrebări, să. A trebuit să suportăm pandemia, trebuie să suportăm războiul. Sunt lucruri care nu le poți regiza dinainte. Of, da, sunt situații de neprevăzut în ceea ce, să zic așa, privesc bolile care pot apărea și care pot să schimbe viața într-o secundă. Sau, Doamne ferește, un accident. Un accident care, dintr-o dată, nu neapărat că strică o mașină, dar poate să-ți reducă capacitatea ta locomotorie sau să-ți producă să schimbi viitorul. Avem nevoie să intrăm în această regie. Și, haideți, dacă ești cu partenerul lângă tine, spune ce îți dorești. Ce îți dorești tu în, să zic așa, în următorii 5 ani să se întâmple, în următorii 10 ani. Bine, acum, dacă vârsta ta este de 22 de ani, merge. Dacă vârsta ta este de 72 de ani, o iei din an în an cu regia, că așa trebuie. Și astfel încât poți să îți culegi viața, poți să îți reconsideri viața. În momentul când ai regie, ai longitudine în traiul tău. Longitudine în traiul tău. Ai siguranță, ai stabilitate, ai echilibru, ai stabilitate emoțională, care este foarte importantă. Hai să vă spun un alt tip de regie. În momentul acesta fac regia, am pus în pământ roșii, răsaduri de roșii, luate de la socrul meu, niște vinete, vinete, castraveți și câțiva ardei. Sunt mici în momentul acesta, le udăm. Să zic așa, în intersecțiile traseului nostru, le udăm, încercăm să fie bine. Și ne gândim că va veni o vreme în care vom mânca din ele. Nu știu, poate vine o piatră, poate vine o arșiță mare, poate nu mai putem să mergem să le udăm, nu știu ce se poate întâmpla, să nu fie secetă sau alte lucruri. Însă, noi ne facem planuri. Nu este o greșeală să avem planuri. Întrebări incomode. Ce plan ai astăzi de făcut? Să știți, înainte de a veni și să înregistrez această emisiune, am avut un plan de făcut și toate erau puse la punct, inclusiv pentru a înregistra această emisiune, pentru a gândi lucrul acesta. Toate le facem din timp planificat și căsătoria noastră și relația noastră de comunicare are planurile ei. Da, la ora cutare avem o întâlnire, la ora cutare avem o altă întâlnire și automat ziua este planificată. Da, te simți robot într-un fel. Te simți că ești mecanizat, termini, să zic așa, serviciul astăzi la 4 sau la 5, iei mașina, te duci acasă, acolo începi o altă sferă, te joci cu copiii sau, eu știu, copiii sunt mari, te întâlnești cu soția și alte lucruri. Însă, având un viitor programat, cunoscând viitorul, în momentul când programezi viitorul, ți-l cunoști. Nu că ești Mafalda, nu că ești vrăjitor și cunoști ceea ce poate să-ți aducă viitorul. Pentru că visele noastre au un rol important în ceea ce privește relația noastră. Viața liniștită este atunci când îți cunoști viitorul. Viața liniștită este atunci când ai în mână viitorul. Trecutul nu-l poți schimba.
Dar viitorul îl poți schimba. Este în funcție de tine, este în funcție de voința ta, este în funcție de nevoile tale. Și e foarte interesant, o chestiune vreau să discutăm, și anume, tu cunoști, o întrebare foarte pertinentă, cunoști visul partenerului? Cunoști visul partenerului? E foarte interesant lucrul acesta. Cunoști plăcerile lui, năzuințele lui, dorințele lui. E, în momentul acesta, tu programezi viitorul. Nu fiind să aducem micii Dumnezei în familie. Nu. Dar Dumnezeu ne-a învățat la lucrul acesta. El a fost și este un programator și a planificat foarte bine inclusiv planul de mântuire, bine programat, bine precizat, la timpul respectiv profetizat, avea să nască Iisus Hristos printr-o fecioară și mai departe ce avea să se întâmple. Totul programat dinainte. Nu sunt la nivelul acesta în care să programez la secundă totul. Pot fi lucruri imprevizibile. Să știți că m-am gândit de multe ori dacă pe Dumnezeu l-ar fi împiedicat ceva să ducă planul de mântuire la bun sfârșit. Unii cârcotași spun că da, alții spun că nu. Totuși este Dumnezeu, în mâna Lui stă viața, viitorul și tot ce este pe pământul acesta, și El are putința și vrerea de a rezolva totul. Mă gândesc că planul lui a fost foarte bine pus la punct și planul lui a fost bine realizat. Să știți, nu suntem Dumnezeu, însă hai să ne asemănăm cu El. Să ne planificăm foarte bine și să ne bucurăm foarte bine de viitor. Aici vreau să vin cu o problemă, și anume schimbările care vin la intersecție de drumuri. Schimbările care vin la intersecție de drumuri. Și vreau să vă spun ceva. De exemplu, avem planificat pentru mâine să mergem, să ne întâlnim cu copiii. Chiar asta se întâmplă. Să ne întâlnim cu copiii. Poate interveni ceva că ei au un alt lucru important să ducă să-și rezolve. Nu trebuie să mă lovească pe mine lucrul acesta. Trebuie să am în vedere și această regie. Trebuie să fiu atent mai ales la problemele de schimbare a banilor. Se poate întâmpla să nu primești, eu știu, o plată în urma căruia tu ai făcut o muncă. Munca respectivă trebuia plătită astăzi și nu-ți dă banii astăzi, îți dă banii poi mâine. Ce faci? Ești pregătit de astfel de regii? Ești pregătit să faci schimbare sau să primești schimbare în viața ta? Nu sunt pregătit pentru divorț. Nu m-am gândit la divorț. Personal. Și atunci când te căsătorești, am fost de curând la două căsătorii, am participat la două căsătorii și m-am bucurat să le spun câteva îndemnuri la căsătorii celor două cupluri, și m-am bucurat pentru zâmbetul lor, pentru emoția lor și pentru lacrima lor, și din partea lor și din partea familiei, părinților, despre zicerile pe care le-am avut de spus acolo. Însă, în momentul când te căsătorești, nu ai în vedere schimbarea, divorțul. Trebuie. Și vine avocatul și spune, și vine notarul să spună, știi ce, tu ai casa ta, tu ai salariul tău, tu ai mașina ta, o treci pe numele tău. Să știți că aceasta este o problemă foarte delicată. Și în momentul când tu nu te arunci cu tot sufletul în această căsătorie și lași rezerve, rezervele vin ca tinichelele care se agață de tine și se zdrâncăne. Mi-aduc aminte la vârsta de 2 ani de zile, când mă jucam cu fata și era o plăcere ca ea să se urce pe masă, să fie înaltă cât noi, ba chiar puțin mai înaltă, când era urcată pe masă, urca pe scaun pe masă și de pe masă sărea și eu o prindeam în brațe.
Și lucrul ăsta genera bucurie, genera și mie, pentru că era atingere, era siguranța ei când sărea în brațele mele. Și lucrul ăsta îmi făcea plăcere. Probabil, sigur, și ei făcea plăcere. Probabil riscul, senzația de a fi prinsă de tata și de a se simți în siguranță. Eram întors cu spatele la masă și discutam ceva cu soția, în timp ce eu nu văd că fata se urcă pe, se urcă pe scaun, se urcă pe masă și... discutând, aud tati! Și în momentul acela, ea nu a așteptat să mă întorc și s-a aruncat. Păi nu vă dați seama ce reacție am avut de a-mi prins-o. Eu am transpirat atunci. Dar ea știa un lucru. Tata întotdeauna întinde brațele. Vedeți, siguranța unei căsătorii. Să știți că în spatele unei căsătorii putem să fim în siguranță și să putem trăi liniștit. Dacă plantăm un viitor frumos, dacă ne consacrăm la un viitor frumos și putem avea siguranță, eu așa cred că fiecare căsătorie care începe de la un punct și nu are un terminus. Dacă are terminus de la început, ea nu este căsătorie. Ea pur și simplu este o joacă, este un parteneriat, este o bulă de dragoste. Însă, siguranța unui viitor ne aduce pe noi să gândim foarte bine la pașii pe care îi avem de făcut, la visele pe care le avem de îndeplinit. Cunoști visul partenerului? Să fiu iubită? Să fiu respectată? Să fiu respectat? Să ne bucurăm de plimbări în doi? Să ne bucurăm de... să luăm masa împreună? Să mergem să vizităm părinții? Vedeți că sunt niște nevoi la fiecare vârstă. A fost la vârsta mea, vin cu exemple... Au fost perioade în care ne-am plimbat în foarte multe locuri de pe acest pământ. Acum s-au mai stopat pentru că s-au înmulțit plimbările spre părinți. Și înainte aveam plimbări, nu treceam peste Paște, nu treceam peste Crăciun, în care ne uneam cu părinții, îi aduceam pe unii la alții și aveam bucurile noastre. Acum s-au înmulțit întâlnirile cu părinții, s-au împuținat aceste aventuri de a merge împreună în alte părți, exotice sau neexotice. De ce? Pentru că sunt anumite nevoi. Anumite nevoi pe care nu le putem rezolva dacă se întâmplă ceva. Știu că văd această emisiune părinții mei și știu că mi-este greu să spun, dar sunt în vârstă și mă gândesc să-i vizitez cât mai des, să le cunosc nevoile, să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții. Și ei simt nevoia aceasta și noi simțim nevoia aceasta. Știi ce? Prin chestia asta îți educi copiii. Și văd copiii cum ai grijă de părinții tăi. Uf, aici aș vrea să vin cu un text foarte frumos. Un text pe care mi-l permit să-l zic vis-a-vis de tot contextul Bibliei. Vă zic, poate să șteargă toată Biblia, dar să nu se șteargă acest verset în care este cuprinsă toată Biblia. Și este un verset din capitolul 20 din Exodul care spune așa: iubește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău. Această iubire deplină, această iubire nu neapărat interesată, ci pur și simplu o iubire completă, o iubire totală, în care vii cu grijă, să știți că au fost situații în care ne-am urcat repede în mașină și a trebuit să ne ducem acasă și la mine și la soția mea, pentru că au fost niște vești nu prea pozitive și lucrurile s-au îndreptat cât am putut să le îndreptăm bine și ne bucurăm. Însă avem în vedere problema aceasta la orice plecare. Nu avem plecări mai multe zile pentru că trebuie să fim atenți.
Avem nevoie să cunoaștem viitorul. Da. Dumnezeu nu ne-a permis să știm câte zile sau numărul zilelor noastre. Dacă le-am ști, ar fi bine sau rău. Poate bine, poate rău, nu știu, dar nu le cunoaștem. Nu le cunoaștem. Bineînțeles că unii și le taie singuri, făcând un act suicidal, ceea ce nu convine nici lui Dumnezeu și nici societății și nu este un lucru sănătos, pentru că atunci înseamnă că ești într-o stare depresivă care te poate duce la suicid. Stop! După ziua respectivă de gând suicidal, poate să răsară soarele în viața ta și trebuie să fii prezent și precaut în această regie. Ce-ar fi să mă sinucid? A, nu. În momentul când am avut acest gând și vi l-am indus și dumneavoastră, poate să existe, poate să nu existe, dar l-am zis. Dar dacă va fi de adevăratelea un gând în care sunt într-o situație delicată și zice mai bine mor decât să trăiesc într-o anumită situație, mi-aduc aminte că am făcut această convorbire cu mine și a spus nu, trebuie să merg mai departe. Să știți, regia este medicament. Regia este terapie. Regia are valoarea ei care mă pune pe mine în situațiile în care eu le controlez. Când vin necontrolate, să pot să le controlez. Eu pot să cunosc viitorul. Eu pot să cunosc viitorul meu. Da, nu în detalii și al căsătoriei mele. Eu, noi, soție, decidem viitorul nostru. Nu există greșeală de divorț. Din greșeală am divorțat. Bă, nu fi răutăcios. Nu din greșeală divorțezi, ci este un fapt asumat, este un fapt pe care ți-l aduci. Hai să ne cunoaștem viitorul, hai să ne asumăm viitorul, hai să ne bucurăm viitorul, hai să dăm performanțe la viitor. Și putem lucrul acesta. Uite, de exemplu, ne planificăm iarna. Bun, ca să fie o iarnă, ne gândim cum să consumăm gazul, cum să consumăm electricul, acum au apărut fotovoltaicele și altele, care un prieten de-al meu care mi-a făcut o lecție foarte frumoasă, cum își încarcă mașina, cum își consumă curentul electric la magazinul lui și de la fotovoltaice. Sunt valoroase, Dumnezeu ne dă energie de sus din soare și uite că putem să o avem. Și, sincer, nu vă opresc să faceți lucrul acesta, că și eu îmi doresc să mă folosesc de energia aceasta care vine de la energia verde. Deci, hai să avem o energie pentru viitorul nostru. Hai să nu ne consumăm înainte de a se consuma viața. Să ne consumăm viața înainte de a se termina. Și las-o să meargă. Având un pronostic, având un programator al viitorului nostru, nu facem altceva decât să îmi stabilizez poziția de prezent. Să mă bucur. Știți când este echilibru prezentului? Când eu mi-am asumat trecutul pe care l-am făcut, pe care l-am ca experiență sau ca experiență, ca trudă, ca avere sau ca mi-asum trecutul, îmi privesc viitorul, pot trăi în prezent. Bucuria noastră, fericirea noastră nu este nici în trecut, nu este nici în viitor, este în prezent. Dacă trăiesc în trecut, așa cum vă spuneam, sunt un tip depresiv. Dacă trăiesc într-un viitor, un tip obsesiv. Dar dacă trăiesc în prezent, sunt un tip care mi-asum și care încalc bine pământul de sub picioare și știu ce am de făcut. Știu cum să vin și să complementarizez relația, puterea. Așa că, oameni buni, astăzi, în momentul acesta, privim unii la alții, pentru că ați avut curaj să apăsați pe butonul de la 7 TV și pe familie, pe rubrica Familia sau Întrebări Incomode la Familia pe sens unic, noi găsim șansa, bucuria, nostrificarea de a cunoaște viitorul, de a ne afla viitorul nostru.
din nou revin. Îi cunoști visele partenerului tău? Intră în istorie să vă spun ceva. Nu odată mi se întâmplă când vin acasă să găsesc mâncarea pe care mi-aș fi dorit-o. Probabil că nu a făcut-o de mult și știe că îmi place. Probabil că, eu știu, a cules din ziua respectivă o zicere de-a mea și automat a pus-o în practică. Deci, elementul de viitor, apropiat sau îndepărtat, depinde de noi. Depinde de prezența noastră, de cum sunt eu atașat față de partenerul meu. Să știți, în momentul în care tu ești transparent cu el, ești transparent cu ea, poți să îți cunoști visul partenerului tău. Poți să vii. Nu odată mi s-a întâmplat să-i cumpăr ceva, deși eu nu am veleități în a alege, să știu, îmbrăcăminte prea grozavă, să aleg ceva ceea ce a purtat cu mult drag soția mea. În momentul în care ești apropiat și nimeni și nimic nu este între tine și ea, automat această transpirație a sentimentului, această transpirație a visului, această transpirație a programării viitorului te aduce să știi să răspunzi, te aduce să știi, păi, nu este altceva decât să te apropii, nu este altceva decât să o privești în ochi. Nu este altceva decât să-i zâmbești din ce în ce mai mult, să te preocupe gândul acesta și din mesajele tale, poate din scrierile tale, poate din faptele și comportamentul tău, din emoțiile tale, te poți apropia astfel încât tu să fii foarte aproape de ea. E, lucrul acesta legat de vise, lucrul acesta legat de partener, ne poate conduce pe noi la echilibru. Pentru că în viața noastră avem nevoie de vise. În viața noastră avem... Apropo, vreau să vă întreb. Uite că și notez. Vis. Pun semnul întrebării. Care a fost ultimul tău vis? Să știți că eu am, nu știu de unde, nu. Păi eu și din scrieri, din nu știu de unde. Poate de la părinți. Mi-a plăcut să visez. Și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere al materialului și faptul lucrul ăsta, acest lucru m-a ajutat să-mi visez chiar soția mea. Nu că am visat-o pe Cristina, nu, dar pur și simplu portretul robot al ei. Și în momentul când m-am întâlnit cu ea, nu s-a întâmplat decât să pur și simplu să mergem împreună mai departe. Vis-a-vis de relația noastră spirituală, vis-a-vis de relația noastră emoțională, vis-a-vis de relația materială, așezați visele partenerului primordiale pentru tine și automat, împlinind visele lui, împlinind visele ei, nu faceți altceva decât să vă apropiați foarte mult. Visul este o proiecție mentală, o dorință, este o conexiune pe care o am și o iau cu mine și în tramvai și în mașină și la serviciu și peste tot. Nu pot să scap de visul meu. Da, pot să scap dacă nu se împlinește. Poți să scap, dar el rămâne înregistrat. Dar când el vine să fie împlinit, se valorizează extraordinar de bine. Extraordinar de bine. Să știți că sunt vise neîmplinite. Și dintr-o dată, uite cum sunt în inconștientul nostru, poate la 7 ani, poate la 14 ani, poate la, la 7 ani, la 14 ani, poate la 20 de ani, am avut un vis să-mi cumpăr ceva. E, și visul acesta pe care eu l-am povestit soției mele, mi-l împlinește astăzi. Știi ce înseamnă? Conexie cu totul.
Conexie cu tot corpul, conexie cu toată viața, împlinirea viselor. Oameni buni, împliniți-vă visele! A fost odată ca în povești, din rude mari împărătești, o prea frumoasă familie, se numea Adam și Eva. Și visul lui Dumnezeu, știți care a fost? Să facă acești doi copii, Adam și Eva, în grădina Edenului și să trăiască veșnic. A fost un vis, un vis al veșniciei. Visul acesta al veșniciei l-a avut Dumnezeu și eu cred că a fost așa. S-a întâmplat să derapeze. S-a întâmplat să aibă un alt sens viața lor, Adam și Eva. Însă visul vine, Iisus Hristos și îl împlinește. Și automat, fiți atenți, se leagă viitorul nostru care, așa cum este Scriptura, va fi edenic cu Edenul care s-a pierdut. Și se unește, să spun așa, visul poate uni trecutul de viitor. Într-un prezent puternic, cred ceva, în familie, în momentul când împlinesc vise de mult uitate, de mult călcate în picioare și nebăgate în seamă de nimeni. E, tu, lasă, ai, visezi la prostii, visezi la cai verzi pe pereți, ați auzit de... Mă, înverzește caii. E timpul să înverzești caii. E timpul să dai putere la cai. Poate la cai putere, poate aveți un vis să vă cumpărați o anumită mașină. Nu este nicio greșeală, este mașina voastră. Am schimbat de mai multe ori mașina, dar și le-am și mai lovit, accidentat, strâmbat tabla. Nu mai sufăr așa de mult acum când se strâmbă o tablă. Se strâmbă, se îndreaptă, asta este. Dar mi-aduc aminte când soția mea, ea a cumpărat când a venit din Belgia, a cumpărat un Volkswagen. Mi-aduc aminte că am trebuit să plec într-o delegație și în noaptea respectivă, cred că era din soare, era vizibilitatea scăzută, am lovit-o. Și am venit, parchez mașina în fața blocului, nu puteam să mă dau jos din mașină și o chem jos la mașină și am început să plâng în timp ce spunea, știi ce, am lovit mașina. Era mașina cumpărată de ea. Muncită de ea în Belgia și o iubeam pe Cristina, dar vezi conexiunea aceasta care nea. Și nu uit emoția respectivă în care am plâns. A fost un moment în care am plâns pentru mașină. În rest, poate am lovit o mașină mult mai scumpă pe care s-a reparat și asta este. Însă visele au valoarea lor. Visele ne fac să controlăm viitorul. Visele ne fac să mergem în viitor, să parcurgem viitorul cu avionul. Pentru că viteza unui gând este foarte mare. Ce frumos este să gândești că, eu știu, la vară sau la iarnă, te duci într-un loc unde ți-ai fi dorit. Nu te costă nimic. Dar să știi ceva. Toate zborurile gândurilor, repet, toate zborurile gândurilor rămân înregistrate aici. Nu mă mai întâlnesc cu ele, dar și când mă întâlnesc, wow, m-am gândit odată că o să mă erg, nu știu, pe ce insulă, sau nu știu în ce tărâm verde, sau nu știu ce, nu a lui Avram, cum se zice, la mormântare, nu la mă refer, dar și din dată, mamă, de când mi-am dorit eu să se întâmple lucrul acesta? Este chestia din relația de cunoaștere în care te întâlnești cu partenerul tău, fiți atenți, te întâlnești cu partenerul tău și nu faci altceva la un moment dat decât să ai această zicere. Păi nu știu, parcă ne cunoșteam de mult. De ce? În gândurile tale, în visele tale, aveai un vis față de partenerul tău. Și în momentul în care a venit întâlnirea, în momentul în care sunt chiar și niște ziceri pe care tu le aveai înregistrate, dar care au avut zborul lor de avion, de gânduri, mult, cu mult mai mare viteză. Dar, atenție, toate gândurile rămân în conexiunea cerebrală. Niciun gând nu pleacă. Că nu mai bagi în seamă,
Însă să știi un lucru, ele rămân înregistrate. Și momentul în care visele se împlinesc cu gândurile de demult și se rezolvă, este o mare bucurie. Astăzi, la A7 TV, visăm pentru un lucru. Visăm să ne revedem sâmbăta viitoare, să ne revedem la ocazia viitoare de a ne, de a ne împărtăși întrebări. Să vedem dacă putem să punem întrebări. Data viitoare va fi ceva foarte interesant. Data viitoare vom avea foarte mult, vom zâmbi foarte mult. Data viitoare, deci este vorba de peste o săptămână, vom avea întrebări care ne fac să ne simțim bine. Să putem să avem un zâmbet frumos la partenerul nostru și să putem să zâmbim la noi înșine atunci când ne uităm în oglindă. Îi spuneam unei domnițe, te-ai uitat în oglindă? Da, sunt tristă. Da, da, tu te vezi în interior, vreau să te vezi și în exterior și să vezi ce față ai, ce structură ai, ce... trebuie să te bucuri de tine. Da, hai să ne bucurăm, să ne uităm în oglinda noastră, a familiei noastre și să ne bucurăm. Data viitoare vom avea ceva foarte fain și te aștept la întrebări incomode unde vom putea zâmbi împreună. Viitorul noi îl programăm. O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu Asociația Maurer for You.